Data nostru Dumnezeu, Sfânt este Domnul nostru Iisus Hristos, amin. Și Sfântă este lucrarea Duhului Sfânt, amin. Doresc să ridicați în picioare, doresc pe cuvântul lui Dumnezeu și vom deschide în cartea Ioan, capitolul 4, vă citim un singur verset în seara aceasta, în cuvântul lui Dumnezeu. Pagina Scripturii 1029. Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Amin. Vă rog să ocupați locurile. A trecut un an aproape de când am mai fost la dumneavoastră și mă bucur în seara aceasta să fim din nou la părtășie în locul acesta, amin, dând slavă acestui Dumnezeu măreț, binecuvântat să fie numele Său. Amin. Suntem într-o seară de evangelizare și dorim în seara aceasta să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta doresc să ne atingă inimile noastre, să fie o hrană spirituală pentru noi și când vom pleca de locul acesta, cuvântul acesta să ne fie de folos în viața noastră spirituală și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Doresc în această seară Dumnezeu să binecuvinteze biserica din Caracal, amin, și Dumnezeu să binecuvinteze biserica aceasta Emanuel, amin, cu mult har, amin, multă pocăință, amin, și Dumnezeu să pregătească biserica aceasta pentru venirea lui Iisus. Amin. Amin. Lucrul acesta dorim fiecare, amin, ca la sfârșitul alergării noastre să mergem acolo unde Dumnezeu ne-a pregătit locul. În seara aceasta suntem într-o seară de evangelizare și am citit cuvântul acesta și versetul acesta și cuvântul lui Dumnezeu spune astfel, drept răspuns Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel care zice dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doresc în seara aceasta că această apă vie Dumnezeu să ne-o dea nouă, să ne-o dea în seara aceasta nouă. Amin. Și cei care au nevoie de apă vie, amin, Dumnezeu să le dea această apă vie. Amin. Și noi avem nevoie de apă vie, dar și cei necredincioși și mai mult cei care nu cunosc pe Dumnezeu. În seara aceasta doresc ca Dumnezeu să reverse Duhul Său cel Sfânt peste noi. Dumnezeu să, amin, în seara aceasta să facă o lucrare măriață în dreptul nostru și cel mai principal lucru să mântuiască suflete. Amin. Asta este scopul nostru, grupul nostru care în ziua de astăzi, în seara aceasta, a venit în locul acesta. Grupul acesta misionar pe care Dumnezeu ne-a ajutat să-l închegăm, grupul misionar mine care ajută, are în principiu să meargă să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Nu în alte principii, nu în alte scopuri, ci să vestească cuvântul lui Dumnezeu și oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. De aceea doresc în seara aceasta Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Amin. În seara aceasta am oprit în dreptul acestui cuvânt și vreau să vă spun că în seara aceasta Dumnezeu vrea să ne facă câteva invitații și să ne cheme la El și noi să acceptăm aceste invitații pe care Dumnezeu vrea să ne le facă. În seara aceasta, cred că prima invitație, cea mai importantă pe care Iisus vrea să ți-o facă, să-ți facă această invitație ca să fii mântuit. Amin. Asta este scopul lui Dumnezeu și de la începutul lumii, scopul lui Dumnezeu a fost să ca omul să primească mântuirea în dar și mântuirea aceasta este o mântuire veșnică care ne va duce în cer. Dumnezeu să ne binecuvinteze, amin, ca toți din locul acesta când vom pleca să fim mântuiți, slăviți să fie Domnul, amin, să avem această siguranță a mântuirii, să credem în Iisus, să avem această nădejde a mântuirii, ca la sfârșitul vieții noastre, când vom pleca de pe acest pământ, să știm unde ne este locul. În seara aceasta, dragii mei, Iisus Hristos îți face o invitație ca să fii mântuit. Și vreau să vorbesc în seara aceasta câteva cuvinte și vreau să aduc în evidență în seara aceasta patru principii, patru invitații pe care noi în seara aceasta dorim să le acceptăm ca să putem să fim mântuiți. În seara aceasta doresc să deschidem cuvântul lui Dumnezeu aici în Ioan 4:10 și să ne uităm puțin la versetul acesta. Dragă biserica lui Dumnezeu, Iisus Hristos este apa vie. Amin. În seara aceasta, cuvântul acesta și-l avem pe Iisus Hristos ca apă vie. Amin. Doriți să
vezi din această apă vie. Amin. Mai dorește biserica să bea această apă vie? Amin. Dragă biserică, noi avem nevoie de această apă vie. Amin. Și Iisus Hristos în seara aceasta te cheamă să bei această apă vie. Dacă noi să spună în felul acesta, Dumnezeu te invită să bei această apă vie. Dumnezeu te cheamă. Dumnezeu te strigă să bei această apă vie. Această apă vie o poți găsi doar aici, în cuvântul lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu, unde cuvântul lui Dumnezeu este vestit prin Duhul Sfânt. Și doresc ca Dumnezeu să ne ajute să vestim cuvântul Său prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Cel mai principal este să vestim cuvântul lui Dumnezeu și apoi să aibă efect asupra vieților noastre. În seara aceasta, Iisus Hristos îți dă o invitație, cum noi astăzi am mers pe drumul acestui oraș Caracal și am dat o invitație sau un testament. Dumnezeu este aceasta, tu care poate nu-L cunoști pe Dumnezeu sau-L cunoști pe Dumnezeu într-o proporție mai mică, îți faci o invitație să vii la El și să bei din această apă vie. Amin. Eu cred că în seara aceasta Dumnezeu vrea să te invite, un prim principiu, să faci un lucru, dragul meu. Dumnezeu vrea să era aceasta să îl cunoști pe El. Această invitație să-L cunoști pe El. Amin. Dacă deschidem în Ioan capitolul 3 cu versetul 16, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iisus Hristos în seara aceasta este viață veșnică. Amin. Amin. Și viața aceasta veșnică o poți primi doar prin Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Amin. Dragii mei, în seara aceasta, Dumnezeu încă ne mai iubește. Amin. Ne-a iubit acum 2000 de ani, când a murit pe cruce, ca noi să fim răscumpărați. Amin. Și vreau să vă spun că Domnul Iisus Hristos și astăzi încă te iubește. Amin. Poate spui în inima ta că Dumnezeu nu te mai iubește. Să spui în inima ta, poate fi toată speranța, nădejdea, încrederea. Vreau să spun, dragul meu, că în seara aceasta Iisus Hristos te iubește. Amin. Iisus Hristos vrea să fie un mântuit al Lui, slăvind să fie numele Său. Amin. În această seară, Iisus, viața veșnică, Iisus, apa vie este în mijlocul acesta. În seara aceasta Iisus îți face această invitație să vii la El. Nu știu, depinde de tine dacă vei accepta această invitație sau o vei refuza. Este alegerea ta, dar în seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu este să-ți dea această invitație să îl cunoști pe Iisus Hristos. Vrei să-L cunoști pe Iisus Hristos? Amin. Vrei să-L urmezi pe acest Iisus Hristos? Amin. Noi care poate ne-am întors la Dumnezeu de mai multă vreme sau de mai puțină vreme, noi vrem încă să-L cunoaștem pe Iisus Hristos mai mult și mai mult. Și Dumnezeu să ne ajute și pe dumneavoastră care poate în seara aceasta ați venit de mai multe ori în casa lui Dumnezeu sau poate este prima dată, doresc, dragii mei, să-L cunoaștem pe Iisus, pentru că acest Iisus poate să-ți dea viață, poate să-ți dea apă vie, poate să-ți dea mântuire, slăvit să fie Domnul. Dacă deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Luca, capitolul 9, cu versetul 16, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel în versetul acesta, un cuvânt minunat al Scripturii: Iisus a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat. Apoi le-a frânt și le-a dat ucenicilor să le împartă norodului. În seara aceasta, dragii mei, în versetul acesta ne este pus și îl vedem pe Iisus ca cel ce face minuni. Vrei să-L cunoști pe acest Iisus care poate chiar în seara aceasta să facă o minune în viața ta? Amin. Nu știu ce minune ai dorit ca Dumnezeu să-ți facă în viața ta, dar vreau să-ți spun în seara aceasta, dacă vrei să-L cauți pe acest Iisus, să-L cunoști pe acest Iisus, vreau să-ți spun că El în seara aceasta chiar poate să se atingă de tine și de trupul tău. Amin. Îl avem pe Duhul Sfânt în mijlocul nostru. Amin. Îi simțim prezența. Îi simțim călăuzirea, îi simțim atingerea sfântă prin cântare, poate prin rugăciune, prin cuvânt, dragii mei. Vreau să vă spun că acest Iisus și astăzi încă face minuni. Seara aceasta îl avem pe fratele Gheorghe în mijlocul nostru. O minune vie! Amin.
Slăvit să fie Domnul! De ce să lucrezi în acest Iisus care poate să lucreze în viața ta spirituală? În seara aceasta Iisus poate să -ți dea mântuirea, dar poate să te vindece și trupește dacă crezi. Crezi? Da. Asta este întrebarea. Doar să crezi. Dacă mergem în Luca 8:43, Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: iar îl vedem pe Iisus ca un Dumnezeu care este o minune veșnică. Este un Dumnezeu care face minuni. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. Este vorba despre învierea fiicei lui Iair, femeia cu scurgere de sânge. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea își cheltuise toată averea cu doctorii, fără să fi putut vindeca vreunul. Versetul acesta, în seara aceasta, ne este pus în față ca un Iisus care face minuni. Ca un Iisus care și astăzi încă lucrează prin semne și minuni, și semnele acestea sunt vizibile. Dragii mei, nu vreau să spun sau poate să aduc în față poate penticostale sau baptiști sau fel de fel de culte. Vreau să vă duc în față pe acest Dumnezeu care lucrează și în semne și cu minuni, și în seara aceasta este în mijlocul nostru, slăvit să fie Domnul. Acest Dumnezeu care lucrează minunat este în mijlocul nostru. Crezi lucrul acesta? Amin. Dragii mei, noi credem că în seara aceasta Iisus este în mijlocul acesta. Acest Iisus se poate atinge de tine. Aleluia. Te poate vindeca, te poate ridica din orice stare. Pentru că acest Iisus în seara aceasta este în mijlocul nostru. Noi trebuie să credem din toată inima, slăvit să fie Domnul. Această invitație să-L cunoști pe Iisus îți este oferită. Depinde dacă o vei accepta. Dacă mergem mai departe, tot în Ioan, capitolul 3, cu versetul 16, mai recitesc o dată versetul acesta, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Amin. Vreau să spun că în seara aceasta, Iisus vrea să-ți dea o invitație, o altă invitație, și Iisus să te invite la dragostea Lui, la dragostea Amin. Sa. Amin. Iisus este dragoste. Iisus a murit pentru noi și a murit din dragoste. N-a murit ca să fie din obligatoriu sau poate că l-a pus cineva. Nu! Iisus Hristos a murit pentru noi din dragoste. S-a jertfit pe o cruce și a dat viața ca noi în seara aceasta să fim salvați, slăviți să fie Domnul. Amin. Și minunată în seara aceasta să fii un om care să fii în casa lui Dumnezeu și să fii salvat. Și minunat să fii în casa lui Dumnezeu și să fii un om care să fii mântuit. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Aveți această bucurie și această veselie că sunteți mântuiți? Amin. Slăviți să fie Domnul. Trebuie să fim bucuroși, dragii mei, de această mântuire. Că această mântuire nu poate să ne o ia nimeni. Slăvit să fie Domnul. În seara aceasta Dumnezeu vrea să-ți facă această invitație să îi simți dragostea sa, să îi simți iubirea sa. Și versetul acesta, Ioan capitolul 3 cu versetul 16, ne este descris acest verset plin de iubire, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe cine? Lumea, întreaga lume. Și a dat pe Domnul Iisus Hristos să moară ca noi în urmă să avem viața veșnică. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Dacă mergem în Efeseni, capitolul 2, cu versetul 4, Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel aici, Efeseni, capitolul 2, cu versetul 4, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. În seara aceasta, dragul meu, vreau să îți aduc în față această invitație să simți dragostea sa, iubirea sa, și seara aceasta, dragul meu, să simți că Dumnezeu are dragoste față de tine. Dragul meu ascultător, Dumnezeu te iubește. Dumnezeu a plătit un preț pentru tine. Și seara aceasta se merită să-i mulțumim lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune astfel, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. Iisus ne-a iubit dintre ei. Slăvit să fie Domnul. Amin. Dacă mergem mai departe, în 1 Ioan capitolul 4 cu versetul 19,
Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel aici, 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 19, pagina Scripturii 1002, 1202, spune astfel, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Marie, în seara aceasta, această invitație ți este în fața ta și vreau să spun că Iisus este dragostea din tăi. Dumnezeu în seara aceasta să ne ajute ca noi ca biserică să ne întoarcem la dragostea din tăi, cum spunea în Apocalipsa. Amin. 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 Și această dragoste din tăi în seara aceasta doresc să se fixeze și să intre în inima celor nemântuiți. Amin. Să intre în inima celor care n-au încheiat legământ cu Dumnezeu. Amin. Să intre în inima celor care vrea să-L caute pe Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Amin. În seara aceasta eu cred că Dumnezeu poate să lucreze în inima chiar a unui suflet. Amin. Eu cred că Domnul poate să lucreze. Amin. Pentru că cuvântul Său este viu și lucrător întotdeauna și în orice vreme. Slăvit să fie Domnul. Amin. Doresc să merg mai departe. Și doresc să mergem în Roman, capitolul 3, cu versetul 25. Roman, capitolul 3, cu versetul 25. Și vreau să spun că acest Iisus în seara aceasta vrea să-ți dea o altă invitație, a treia invitație, invitația aceasta să te împaci cu El, să te împaci cu Creatorul. Poate a venit seara aceasta și este seara potrivită să te împaci cu Creatorul tău. Poate ai umblat într-o parte și în alta și nu l-ai cunoscut pe acest Iisus în seara aceasta, e această posibilitate să te împaci cu Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele. Amin. În Roman, capitolul 3, cu versetul 25, spune astfel, păi El, Dumnezeu, l-a rânduit mai dinainte să fie prin credință în sângele Lui o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu. Amin. În seara aceasta vreau să spun că Iisus este jertfa de ispășire. Iisus este iertarea. În seara aceasta doresc să spun, dragul meu, că Iisus încă mă iartă. Amin. Sângele Său de pe Calvar încă și în seara aceasta poate să ierte păcatul tău, să ierte vina ta, să ierte fără de lege ta și Dumnezeu în seara aceasta poate să te elibereze, să te curățească, să rupă orice lanț, orice legătură, că acest Dumnezeu și în seara aceasta are putere slăvit să fie numele Său. Amin. Dragii mei, vreau să vă spun un lucru. Noi nu predicăm pe Dumnezeu ca Dumnezeu mort. Nu cântăm unui Dumnezeu mort. Și noi cântăm unui Dumnezeu viu care trăiește și care este viu, slăvit să fie numele Său. Dragii mei, trebuie în seara aceasta să avem o altă stare, o stare de bucurie, să ne bucurăm că acest Iisus ne-a dat mântuirea și ne rugăm și cântăm unui Dumnezeu viu, predicăm în numele unui Dumnezeu viu care trăiește, dragii mei. Nu trebuie să fim într-o stare de moleșeală sau într-o altă stare, ci să fim bucuroși că în seara aceasta suntem în prezența lui Dumnezeu. Amin. Și aici este prezența lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu vrea să îți facă această invitație să te împaci cu El, pentru că El este iertarea. El este jertfa de ispășire. Vreau să spun că niciun om nu poate să moară pentru păcatele tale, ci a murit unul. Și acesta este Fiul de Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu a murit pentru tine. Amin. Și sângele Său încă are putere. Amin. Să te ierte, să te elibereze și să-ți dea o șansă de salvare. Binecuvântat să fie numele Său. Amin. Dacă mergem mai departe, în Ioan capitolul 10, cu versetul 7, Ioan capitolul 10, cu versetul 7, spune astfel, Iisus le-a mai zis, adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Vreau să spun în seara aceasta, dragul meu, că acest Iisus vrea să te împaci cu El și are pregătit pentru tine o ușă. Acest Iisus are pregătit pentru tine un drum. Acest Iisus are pregătit pentru tine o ușă pe care să intri spre împărăția Lui.
Această ușă îți va sta în față în seara aceasta. Depinde dacă vei intra. În seara aceasta sunt conștient că este o ușă a oilor pe care Dumnezeu o păstorește și este o ușă a vrăjmașului. Întotdeauna vrăjmașul te va atrage către lume, către pofte, către lucrurile scârboase. Și în seara aceasta, dragul meu, această ușă o poți refuza și poți să intri pe această ușă a oilor unde este Păstor Iisus. Depinde de tine. Vreau să spun că Iisus în seara aceasta va bate la inima ta. Depinde dacă ne vei accepta. Trebuie să merg la ultima invitație pe care în seara aceasta Domnul mi-a pus-o. Doresc să mergem în Matei, capitolul 16, cu versetul 24. În seara aceasta, a patra invitație pe care Dumnezeu ți-o face este această invitație să îl urmezi pe El, pe Iisus. Aceasta este ultima invitație pe care în seara aceasta voi vorbi din cuvântul lui Dumnezeu. Matei, capitolul 16, cu 24. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Amin. În seara aceasta Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, vrea să accepte această invitație să-L urmez pe El. Amin. Să urmez pocăința, să urmez calea lui Dumnezeu, să mergi pe această cale, chiar dacă va fi greu, chiar dacă va fi bine, chiar dacă vor fi zile însorite, chiar dacă vor fi zile în care poate norul va sta asupra casei tale. Ne vrem să slujim pe Dumnezeu din orice postură. Nu ne interesează poate vremea, vremurile, anii, poate zile. Ne vrem ca zi de zi să urmăm pe Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. Slăviți să fie Domnul. Ai șansa aceasta, în seara aceasta, să iei hotărâre în viața ta. Și să-L accepți pe acest Iisus, să-L accepți această invitație de a-L urma pe El. Și să vii alături de poporul lui Iisus. Să vii alături de acest Dumnezeu care vrea și pe tine și pe mine să ne ducă în cer. Dacă mergem mai departe, în Ioan capitolul 1, cu versetul 43, cuvântul Domnului spune astfel: a doua zi Iisus a vrut să se ducă în Galileea, și a găsit pe Filip și a zis: vino după mine. Cuvântul acesta este arătat cei din tâi ucenici. I-a spus lui Filip: vino după mine. Vrei în seara aceasta să mergi după Iisus? Da. Ți-a făcut Dumnezeu bine? Amin. Merită Iisus să-L urmezi pe El? Da. Merită acest Iisus să lași totul și să vii după El? Amin. Da. Dragii mei, nu neapărat Dumnezeu trebuie să ne vindece ca să-L urmăm pe El. Nu trebuie neapărat Dumnezeu să, nu știu, să-ți facă niște minuni foarte mari să vii după El. Dumnezeu în seara aceasta vrea să facă un lucru, să vii la El din dragoste. Amin. Și iubire. Amin. Nu doresc ca Dumnezeu să te forțeze și să te cheme la El prin forță sau prin alte metode de suferință. Eu vreau ca Dumnezeu să spună în inima ta gândul acesta și în gândul tău, în mintea ta, să-L urmezi pe Iisus doar din dragoste. Slăvit să fie Domnul. Amin. Dragii mei, în Matei capitolul 8 cu versetul 12, Matei capitolul 8 cu versetul 12, ultimul verset pe care îl voi citi în seara aceasta, pagina Scripturii 931. Apoi a zis surtașului, nu, versetul 12: iar fiind împărăție, vor fi aruncați în întunericul de afară, unde vor fi plânsul și scrâșnirea dinților. În seara aceasta, cum am mai spus, este posibilitatea de a alege ori ușa oilor, ori a alege partea aceasta a vrășmașului, a satanei. Este în față viața sau moartea, binecuvântarea sau blestemul. În față sunt puse în seara aceasta două căi. Doar două căi. Dar vreau să vă spun că este o cântare și spune cântarea aceea că doar o singură cale este bună.
Și calea aceasta duce unde? Către cer, către Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Doresc să vă ridicați în picioare și doresc în ziua aceasta să lucreze Dumnezeu într-un an așa fel ca oamenii să se întoarcă la El și să cunoască planul lui Dumnezeu. În seara aceasta ți s-a pus în față, dragul meu, Evanghelia. Ți s-a pus în față cuvântul lui Dumnezeu. Depinde de tine dacă îl vei accepta și vei accepta planul lui Dumnezeu. Dacă vei accepta invitațiile pe care Dumnezeu te-a chemat la El. Dumnezeu nu te obligă. Dumnezeu te cheamă din dragoste. Îți bate la ușă. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vreau să punem întrebarea aceasta. Este cineva care poate vrea să-L urmeze pe Iisus Hristos? Este poate cineva care vrea să-și predea mâna viața în mâna lui Dumnezeu? Este cineva care poate cuvântul lui Dumnezeu l-a atins în inimă și vrea să-și predea viața înaintea lui Dumnezeu și El să îi dea mântuirea? Amin. Dacă este cineva să iasă în față, pentru că noi vrem să ne rugăm pentru ea. Acest Dumnezeu, acest Iisus a dat viața și a dat viața pentru tine, dragul meu, ca tu în ziua de astăzi, în seara aceasta, să asculți cuvântul Evangheliei. În ziua aceasta să asculți cuvântul Evangheliei și cuvântul acesta să ajungă chiar aici. Noi venim de la depărtare, dumneavoastră fiind din locul acesta, dragul meu, în seara aceasta Iisus îți bate la inimă. Aleluia. Depinde dacă îl vei accepta sau îl vei refuza. Dar nu doresc ca la sfârșit să se întâmple cuvântul acesta, atunci vor fi plânsul și scrâșnirea dinților. Nu doresc ca cuvântul acesta să fie în dreptul tău, ci dorim ca noi, poporul lui Dumnezeu, să fim mântuiți. Amin. Mai punem încă o dată întrebarea. Dumnezeu să cerceteze biserica seara aceasta. Amin. Duhul Său cel Sfânt să ne cerceteze seara aceasta. Amin. Este cineva care vrea să-L urmeze pe Iisus Hristos? Pentru că noi vrem să ne rugăm pentru El. Dumneavoastră, cum vă numiți? Dumitru. Am 49 de ani, 54-1969. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vreți să vă fac un meluță, Domnule. Vreți să îl urmați pe Iisus? Da. Sunteți decis? Un negământ? Da. Și pentru că vrem să ne mântuim sufletul. Sufletul, da. Ăsta. Sufletul. Dumnezeu poate să vă vindece. Da. Dacă credeți, Dumnezeu se poate atinge de matale. Da. Noi vrem să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Da. Ca în principal sufletul nostru să fie mântuit. Mântuit. Pentru că Domnul apoi va avea milă și îndurare de trupul nostru. Cum vă numiți? Emil? Dumitru Emil. Ne rugăm pentru dumneavoastră. Frate, vă rog să vă rugați în numele Domnului.